Bună, dragilor, sunt Andra Mihaela și astăzi am pregătit o prelegere foarte interesantă, dacă nu știu, îmi vine să spun cea mai interesantă, pentru că pe ea se bazează tot ceea ce există, și anume, acesta este numele meu în veci. Eu sunt. Și Neville Goddard ne spune în amănunt semnificația numelui lui Dumnezeu și puterea pe care o găsim în numele lui Dumnezeu. Și pentru că nu există nimic mai presus decât eu sunt, aș dori ca în această filmare să nu folosesc niciun sunet de fundal și să lăsăm numele lui Dumnezeu să răsună, să răsune în mințile noastre. Așa că sper că am tradus cât se poate de corect tot ceea ce Neville ne-a transmis în această prelegere minunată. Am să intru în subiect. Nu uitați să dați share, like și să apăsați butonul de subscribe. În seara aceasta, haideți să discutăm despre nume. Dacă găsești acest nume sau crezi cu adevărat în el, atunci nimic nu este imposibil pentru tine. Dacă crezi cu adevărat în el. Moise i-a spus lui Dumnezeu: Iată, eu mă voi duce la fiii lui Israel și le voi zice: Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi. Dar de-mi vor zice: cum îl cheamă? Ce să le spun? Atunci Dumnezeu a răspuns lui Moise: Eu sunt cel ce sunt. Câteodată se traduce eu sunt ceea ce sunt, eu sunt, cine sunt, dar orice formă a verbului a fi. Eu sunt cel ce sunt. Apoi el a spus: Așa să spui fiilor lui Israel, cel ce este m-a trimis la voi. Așa să spui fiilor lui Israel, Domnul Dumnezeul părinților noștri, Dumnezeului Avraam, Dumnezeului Isaac și Dumnezeului Iacov m-a trimis la voi. Acesta este numele meu în veci. Aceasta este pomenirea din neam în neam. Nici o schimbare în acest nume, numele meu în veci. Acestea ni se arată în cartea Exodului, în al treilea capitol, versetele 13-17. Dacă citiți cartea Exodul, veți găsi că aceasta este puterea absolută, puterea complet nemodificată de nicio lege, de nicio milă, de nicio pace, putere absolută. Deci Moise stă în prezența puterii. Aceasta este prima revelație a lui Dumnezeu și aceasta este eu sunt. Îngăduiți-mi să vă spun, când credeți în ea, așa o utilizați. Prima folosire a ei este puterea absolută, nemodificată de nicio urmă de milă în această lume, doar putere. Deci, în aceeași carte a Exodului, lui îi este spus să meargă la faraon și să-i spună faraonului să-i lase fiii să plece. Și apoi, el învârtoșează inima faraonului.
Drept urmare, el joacă toate rolurile. El își trimite servitorul pe Moise să-i spună faraonului să-i lase pe fiii lui Israel să fie liberi. Apoi îi învârtoșează inima faraonului. Deci cine joacă toate rolurile? Din moment ce Jehova, care este Eu Sunt, este actorul principal în fiecare eveniment, dacă adopți acest nume al lui Dumnezeu, asta este ce ți se va întâmpla ție. Dacă chiar crezi și îl adopți, atunci cultul personalităților eroice va fi incapabil să îți ia orice sprijin în ceea ce privește credința ta. Tu nu te poți întoarce către nicio ființă din lumea asta ca la o persoană importantă din viața ta, dar la niciuna. Tu nu poți să arăți către nimeni. În această noapte, un mare om își face ieșirea din lume și noi îl admirăm cu toții pentru persoana care este. Dar când adopți numele lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, și chiar crezi în Dumnezeul lui Israel, care este Eu Sunt, și știi că El joacă toate rolurile, atunci tu nu te mai poți întoarce către nicio personalitate eroică, către niciun cult al acestor personalități. Nu vei găsi pe nimeni în Israel. Absolut pe nimeni. Nu există decât Eu Sunt. Deci prima revelație este puterea absolută. Și poți să o faci și tu și ești invitat să faci așa ceva. Deci faraonul, care a fost condamnat de lumea asta, a fost învârtoșat chiar de acela care l-a rugat să elibereze copiii fiii lui Israel. Deci când îl vezi, poți să spui chiar la finalul acestei drame: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Luca 23:34. Pentru că Dumnezeu Tatăl a jucat toate rolurile. Dar tu nu știi că El, Dumnezeu Tatăl, în primele stadii ale revelației numelui Său, numele este revelat de puterea absolută, de nimic altceva decât putere. Și apoi aceasta se desfășoară și într-un final ajunge la sfârșit, iar sfârșitul este Dumnezeu Tatăl. Și Tatăl este iubire infinită. Dar noi nu știm asta până când ajungem la final. Deci ni se spune: în multe și variate căi Dumnezeu a vorbit cu părinții noștri prin servitorii săi, profeții, dar în aceste ultime zile El ne-a vorbit printr-un fiu. Acum știu că dacă El ne vorbește printr-un fiu, atunci El trebuie să fie un tată. Nu poți vorbi prin fiul tău decât dacă ești un tată, iar fiul îl face cunoscut pe tată. Dar până să atingi punctul în care îl vezi pe fiul și știi cine este Dumnezeu Tatăl, tu ești mișcat să folosești, ești condus să folosești puterea absolută. Și deci ești invitat să folosești puterea. Deci pot să vă spun cum să o folosiți? Numele
Este simplu, eu sunt. Nu este Neville, nu este John Brown, nu este Mary Smith, nu este niciun alt nume în afara lui eu sunt. Acesta este Dumnezeu și infinita lui putere. Și ai putea în această noapte să stai aici, închizând ochii la cele lumești și să îndrăznești să-ți asumi că tu ești acum cel care îți dorești să fii și să-ți asumi că ești acel cineva. Nu întreba acum. Aceasta este puterea, puterea absolută, într-o manieră în care nimeni nu știe. Acea asumție va rearanja întreaga structură a întregii lumi și va reflecta îndeplinirea acelei asumții. Tu ai putea chiar în acest moment să-ți asumi că ești în altă parte. Chiar dacă tu ești aici și nu ai niciun mijloc de a ajunge acolo. Și deodată, dacă îndrăznești să-ți asumi, să crezi în numele, în singurul nume al lui Dumnezeu, al lui Israel. Eu sunt, dacă îndrăznești să ți-l asumi, atunci un pod de întâmplări, de incidențe, s-ar forma și tu ar trebui ai fi condus să mergi pe el în direcția îndeplinirii dorinței tale. Doar dacă ai putea să crezi în numele Dumnezeului lui Israel. Niciodată nu părăsești Egiptul până când nu accepți, până când nu îl accepți pe Dumnezeul lui Israel. Nimeni nu îl poate părăsi. Toată lumea este în Egipt. Toată lumea este îngropată într-un sicriu, așa cum ni se spune într-un mod minunat în scenariul de început al Bibliei, care este Geneza. La început Dumnezeu, așa începe, și Biblia se termină în cartea Genezei într-un sicriu din Egipt. Geneză 1 cu 1 și 50 cu 26. Și cine este pus într-un sicriu în Egipt? Iosif, visătorul. Ei bine, cine este visătorul? Nu ești tu un visător? Iată că vine făuritorul de vise. Iosif, prototipul celui care îndeplinește scopul lui Dumnezeu. Ni se spune în Geneză 37 cu 19. El a spus: chiar dacă voi ați intenționat să-mi faceți rău, Dumnezeu a schimbat răul în bine pentru a susține viața unui popor numeros, așa cum face astăzi. Geneză 50 cu 20. Deci Dumnezeu a jucat ambele roluri. El te-a făcut să mă vinzi în Egipt și totuși tot el a făcut asta cu un scop. A făcut-o pentru ca eu să arăt întregii lumi cine este Dumnezeu. El este visătorul. Visătorul în om este Dumnezeu. Când tu spui, eu sunt, acela este Dumnezeu. Biblia recunoaște singura sursă a viselor. Toate visurile sau visele, toate viziunile vin de la Dumnezeu. Deci stau aici și pot să visez cu ochii deschiși,
sau pot să-mi închid ochii și să intru într-o stare de adormire și să am un vis necontrolat, un vis de noapte. Sau pot să-mi deschid ochii asupra lumii și să ignor întreaga lume și să am un vis controlat. Totuși, același vis. Acesta este modul în care Dumnezeu ne revelează puterea. Acesta este Eu sunt. Deci, dacă îl accepți pe Dumnezeul lui Israel, tu începi să ieși din Egipt. Acesta este începutul exodului. Dar omul are mari probleme în a păstra timpul verbal. El întotdeauna se mută de colo-colo. El pare să nu fie credincios timpului verbal, timpul verbal fiind eu sunt. Dacă spun tu ești, eu sunt departe. Dacă spun el este, eu sunt departe. Dacă folosesc cuvântul Domnul și mă gândesc la altceva decât la eu sunt, eu sunt departe. Dacă folosesc orice nume folosit în scriptură pentru numele lui Dumnezeu și nu-i permit ca acel nume să se înregistreze în mine, ca eu sunt, sunt complet departe de înțelesul lui. Deci, Yod He Vav He, care înseamnă Domnul în scriptură, care înseamnă eu sunt, este verbul a fi. Dar el nu are niciun sunet. Sunt patru consoane și nimeni nu poate cu adevărat să le pronunțe. Prietenul meu vechi, Ab, și aici este vorba de Abdullah, a încercat să-mi explice cum se aude, dar nu a putut să o facă, pentru că nu poți să o faci să se audă în ebraică, nu poți să faci să se audă numele Yod, He, Vav, He, pentru că nu există nicio cale pentru a se pronunța. Dar noi am adăugat ceva la acest nume și am încercat să-i dăm o pronunție. Noi am numit-o Jehova. Dar tu nu poți să faci să pronunți numele. Este numele de nepronunțat. Această putere care este eu sunt. Dacă întotdeauna îți aduce aminte de asta, când ei folosesc cuvântul Adonai, ei folosesc cuvântul Adonai pentru a spune Yod, He, Vav, He. Pentru că nu-l pot pronunța pe Yod, He, Vav, He și de aceea spun Adonai. Câteodată ei folosesc și alte nume. Dar nu contează ce nume auzi pentru numele lui Dumnezeu. Poți să-ți amintești întotdeauna că numele lui este Eu sunt și nimeni altul. Atunci nu poți să greșești. Toate lucrurile sunt posibile pentru Dumnezeu. Dacă un om poate să stea în fața unei scânduri și pur și simplu să vadă pe acea scândură ceea ce el vrea să vadă, ceea ce dacă el ar vedea,
ar implica faptul că el deține acea clădire. Ei bine, cine se uită la ea? Eu sunt. Ei bine, ce poți vedea? Ei bine, eu văd și spun exact ceea ce văd. Ei bine, dacă eu văd, asta ar însemna că eu dețin întregul bloc. Și asta e tot ceea ce fac. Deci, eu fac acest lucru și 2 ani mai târziu, fără un șfanț în buzunar, eu dețin acel bloc. Și asta este adevărat. Nu e nimic fabricat. Aceasta este povestea adevărată. Acea clădire a fost cumpărată în 1924 la prețul de 50.000 de dolari și el nu avea nici un cent în buzunar. A vândut-o anul trecut pentru prețul de 840.000 de dolari și fără nicio taxă pe bunurile câștigate. Acesta este omul care este fratele meu, al doilea frate al familiei, care pur și simplu s-a uitat și pur și simplu a folosit numele lui Dumnezeu, singurul nume, care este Eu Sunt. Aceasta este puterea absolută când îi se arată prima dată omului. Deci mergem înainte și îl condamnăm pe faraon. Deci de ce să îl condamnăm pe faraon când ființa care îl joacă pe faraon joacă partea lui Moise? El joacă toate părțile din lume, dar fiecare parte. După ce o folosești, și de cele mai multe ori neînțelept, neiubitor, nemilos, totuși, în final, nu este nicio condamnare, nicio judecată. Tu mergi spre un final predeterminat pentru a descoperi că Dumnezeu este Tatăl. Iubirea infinită este Dumnezeu. Dar în seara aceasta îți voi împărtăși propria mea cunoștință și modul de a folosi acest nume în putere. Pot de asemenea să împărtășesc cu tine și o voi face acest nume care în starea finală este dragostea. Pentru că în momentul în care vei ajunge la finalul desfășurării numelui, tu ești Dumnezeu. Deci, încep cu începutul. Și așa ți se spune. Iată, te-am pus în cuptor, dar nu te-am găsit argint. Te-am lămurit în cuptorul urgiei, din dragoste pentru mine, din dragoste pentru mine vreau să lucrez. Căci cum ar putea fi hulit numele meu? Nu voi da altuia slava mea. Isaia 48:10. Dumnezeu nu poate să-și dea slava altuia, deci El trebuie să te facă pe tine El însuși pentru a-ți da ție slava Lui. Numai Dumnezeu însuși este lauda lui Dumnezeu. Numai Spiritul însuși este lauda Spiritului. Numai viața însăși este lauda vieții. Deci pentru a primi lauda, slava lui Dumnezeu, trebuie să devin Dumnezeu mai întâi.
Și așa spun și cuvintele din capitolul 17 al lui Ioan. Tată, preaslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te preaslăvească. Ioan, versetul 1. Fiul nu poate să-L slăvească pe Tatăl până când Tatăl nu-L slăvește prima dată pe Fiu. Acum El face afirmația. Eu te-am preaslăvit pe tine pe pământ. Lucrul pe care mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârșit. Și acum, preaslăvește-mă tu, Părinte, la tine însuți cu slava pe care am avut-o la tine, mai înainte de a fi lumea. Versetele 4 și 5. Ei bine, cine întreabă această întrebare? Tu și eu. Când am terminat lucrarea. Când noi vom îndeplini toată lucrarea care ne-a fost dată, noi nu cerem decât întoarcerea slavei la care noi am renunțat când ne-am asumat limitarea trupului. Pentru că cel care întreabă, de fapt, este puterea creativă și înțelepciunea lui Dumnezeu, personificată ca om. Deci, pentru a veni aici, noi am venit cu un scop. Și să vii aici, și pentru a veni aici, noi am fost puterea creativă și înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că exact asta este Hristos. Așa cum ni se spune în Cartea Corintenilor, primul capitol din Corinteni, Iisus Hristos, puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu, versetul 24. Și deci aici personificat ca om. Dar când El și-a completat lucrarea, care este desfășurarea numelui lui Dumnezeu, când vine chiar la final și îl vede pe Dumnezeu ca Dumnezeu Tatăl, acum Iisus îi spune că a îndeplinit lucrarea pe care Dumnezeu i-a dat-o și că așteaptă slava lui Dumnezeu pe care a avut-o cu El înainte ca lumea să fie, ca lumea să existe. Deci Dumnezeu își slăvește Fiul ca Fiul să-L poată slăvi pe Tatăl, pentru că Tatăl singur este glorie asupra Tatălui însuși. Deci nu poți cu adevărat să-L slăvești pe Tatăl până când Tatăl nu te slăvește mai întâi pe tine. Iar El nu te slăvește până când tu nu ajungi la final. Când te întorci, acea putere creativă s-a întors din misiunea ei. Îndeplinind tot ceea ce ai fost trimis să faci, se întoarce înapoi. Și când se întoarce, și când Tatăl dă slavă pentru ceea ce ai făcut, în schimb, tu îl vei slăvi pe Tatăl. Deci, acesta este marele mister al numelui său. Deci, în cartea Exodului, când Moise începe să cânte cântecul numit Cântarea lui Moise, el spune: Dumnezeu este un războinic viteaz. Numele Lui este Domnul. 15:3. Doar putere. Putere absolută. Dumnezeu este un războinic. Pentru că El a văzut asta. Fiecare copil a murit dintre cei care erau primii născuți. Pentru că cel care a stat pe tron,
de la cel care a stat pe tron până la cel care a stat în temniță. Du-te și spune-i să mă elibereze oamenii, iar eu îi voi învârtoșa inima. Și apoi îi vei spune că fiecare prim născut în această noapte va muri. De la primul născut al faraonului până la cel mai neînsemnat copil din ținutul Egiptului. Și în acea noapte toți au murit. Până și primul născut al bovinelor au murit. Ei au spus, suntem niște oameni morți. Lasă-i pe acești oameni să plece. Ei bine, cine a făcut asta? Oare nu a fost același cu Dumnezeu? Numai un singur Dumnezeu joacă toate rolurile în lume. Nu există altcineva decât Dumnezeu și Dumnezeu joacă fiecare rol. Dar acum, dacă vrei cu adevărat să începi să ieși din această lume a morții, trebuie să accepți numele lui Dumnezeu al lui Israel. Acesta este monoteismul extremist. Tu nu poți avea doi Dumnezei și să fii un adevărat izraelian. Și doar izraelienii ies din Egipt. Așa cum ni se spune, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. În capitolul 73 din Cartea Psalmilor, versetul 1. Apoi se uită și îl vede pe Natan, care era numit Nataniel, darul lui Dumnezeu. Și el spune, iată cu adevărat un izraelit în care nu este vicleșug. Ioan 1:47. Nu doi Dumnezei, doar un Dumnezeu. Deci el îl numește Israel. El numește Israel un om după propria lui inimă. Un izraelian într-adevăr în care nu există vicleșug. Și îl numește pe el. Ei bine, dacă nu există vicleșug, atunci înseamnă că tu îl venerezi pe unicul Dumnezeu. Dar a venera înseamnă a fi drept, a fi vrednic de atenția lui. Deci, mâine dimineață ești atent la titluri, ești atent la orice altceva mâine, dar oare ești atent la Eu Sunt? Îți vei petrece 5 minute la noapte înainte să mergi să dormi sau 5 minute mâine doar pentru a contempla existența, doar pentru a fi, nu John, nu Mary, nimeni altcineva în lumea asta. Pur și simplu a fi, pentru că asta înseamnă să-L venerezi pe Dumnezeu. Deci tu venerezi doar Eu Sunt. Și apoi ocupi acea stare, starea de a fi. Vei fi uimit de ceea ce vei vedea și de ceea ce se va întâmpla pe măsură ce ocupi acea existență. Niciodată n-ai văzut atâta slavă, atâta lumină glorioasă pe măsură ce începi să ocupi acea stare, acea lumină aurie
începe să apară de jur împrejurul tău ca o lumină lichidă. Așa cum ni se spune în Cartea Înțelepciunii, precum aurul în cuptor, el a încercat să ne facă pe noi și să ne primească pe noi precum aurul pur. Așa este, aur topit. Tu ești băgat în cuptor și deodată te schimbi în aur topit, iar el te primește pe tine precum aur pur, aur topit. Iar apoi părăsește această lume, numită lumea lui Egipt, care este sicriul. Deci apoi el a fost pus într-un sicriu în Egipt. Este chiar ultimul verset în carte, capitolul 50, în Cartea Genezei. Și a fost pus în sicriu în Egipt. Dar el ceruse un angajament de la frații lui, cum el să nu fie lăsat în Egipt. Ei l-ar fi luat din Egipt și l-ar fi dus în ținutul, în ținutul care a fost promis. Deci întreaga lume ar putea să fie aproape înăuntru cu această mică afirmație. L-a început Dumnezeu într-un sicriu în Egipt. Și apoi visătorul visează acest fantastic vis al vieții. Toți trebuie să viseze visul vieții. Și el va ieși din el când descoperă numele lui Dumnezeu. Prima descoperire a numelui este puterea absolută. Am văzut asta foarte clar când eram un băiețandru pe la 20 de ani. Luat în această societate divină și prima dată când, prima pe care am întâlnit-o, a fost puterea infinită. Nici o fărâmă de milă în prezența ei, nici pace, nici dragoste, dar în aceea societate exista iubirea infinită care m-a îmbrățișat. Și în acel moment al îmbrățișării am devenit una cu ea. Fuzionând cu dragostea infinită, care este forma finală a lui Dumnezeu. Apoi am fost trimis înapoi în prima formă, aceea a puterii absolute. A trebuit să încep de acolo. A fost puterea care m-a condamnat să vin în lume și să spun povestea. Nu a fost dragostea. Dragostea m-a îmbrățișat. În timp ce m-am amestecat cu dragostea, am fost adus înaintea puterii pentru a doua oară. Și puterea m-a trimis în lume cu această comandă care mi-a răsunat în urechi. E timpul să acționezi. Acesta a fost cuvântul cu accent pe acționezi. Dumnezeu acționează doar și există în toate ființele și în toți oamenii. Am început în acea manieră, am încercat să o testez și a mers precum un farmec. Apoi, din acel moment, pornind de la nume, numele
eu sunt, totul a început să se desfășoare spre un nivel mai înalt. Întotdeauna puternic, întotdeauna puterea, dar de la un nivel mai înalt către alt nivel și mai înalt, până când la final tu ajungi la capăt și acel capăt este iubirea. Dumnezeu este iubirea infinită și Dumnezeu este Tatăl. Deci nu poți vedea în această afirmație eu sunt această ciudată și minunată unitate a lui Dumnezeu cu omul. Acesta este numele meu în vecie. Când spun eu sunt și tu spui eu sunt, ei bine, nu este acest lucru o revelație ciudată și minunată a unității omului cu unicitatea lui Dumnezeu? Apoi înțelegem că măreția tuturor afirmațiilor, când întrebați care este măreția tuturor poruncilor și El ne răspunde: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Cuvântul tradus Domnul este eu sunt. Cuvântul Elohim ar fi eu suntem. Este plural. Apoi vine iar Domnul. Eu sunt. Este unul. Deci aici vorbim de o unitate compusă, una făcută pentru ceilalți. Deci noi toți împreună formăm un singur Domn care este Dumnezeul Israelului. Deci nimeni nu pleacă din această lume fabuloasă a morții până când nu îl acceptă pe Dumnezeu al lui Israel, care este eu sunt. Apoi el începe. Poate să facă greșeli nenumărate. Așa cum ți este spus, în timpul călătoriei ei s-au întors. Ei au făcut fiecare efort posibil să ajungă înapoi în Egipt pentru că au uitat timpul verbal. Ei nu puteau rămâne credincioși timpului verbal care este eu sunt. Așa că s-au gândit la ceva. Au construit un vițel de aur și au construit și altceva și au făcut și altceva, toate în conflict cu a doua poruncă. Să nu-ți faci chip cioplit. Ei bine, chipul cioplit nu trebuie să fie ceva fizic, poate să fie o idee. Am cunoscut o persoană minunată, îți vor spune ei, vino și ascultă, sau vino și ascultă. Oh, el este atât de apropiat de Dumnezeu. Și astfel uiți eu sunt și te duci la el este. Acela nu este Dumnezeu. El nu este în afară deloc. Dumnezeu nu poartă numele de Neville sau de John Brown. Acestea sunt măști. Uite-le! Este pur și simplu eu sunt. Deci,
oriunde ești în lumea asta, orice ai face, dacă ai putea doar să-ți aduci aminte numele lui Dumnezeu și să îl strigi, în mod imediat, tu ai fi răscumpărat din ceea ce ești. Dacă îl strigi în altă stare, el a spus, eu sunt Domnul. Corect tradus ar fi, eu sunt, eu suntul. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, cel sfânt în Israel, mântuitorul tău, și în afară de mine nu este alt mântuitor. Eu nu cunosc altul. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă și nu există alt Dumnezeu afară de mine, ni se spune în Isaia 43:44. Citește asta în cartea lui Isaia, în capitolele 41, 43 și 44, fă legătura între ele pentru a vedea această minunată revelație a numelui lui Dumnezeu, care este Mântuitorul lumii. Deci în noaptea asta, în loc să te rogi la cineva, îngăduiem să-ți spun, dacă numele lui Dumnezeu, al Dumnezeului pe care tu îl venerezi, este Eu Sunt, deci urmează numai ceea ce Eu Sunt. Pot să mă rog eu corect? Nu mă pot ruga corect în altă manieră decât aceea în care Eu Sunt. El nu mi-aude cuvintele. Există o povestioară spusă de Mihail, care s-a întors către Domnul și i-a spus, permite-mi, Doamne, să-ți spun, dar cred că ai făcut o mare greșeală când i-ai permis omului să învețe să vorbească. Toate rugăciunile veneau, urcau, da, să zicem, spre cer și sunau precum Babel, fiecare întrebând ceva complet diferit, toți dintre ei întrebând ceva. Așa că el a spus, dacă nu le-ai fi permis să vorbească, acum am fi înțeles pentru ceea ce se roagă. Dumnezeu i-a răspuns, eu niciodată nu ascult la ceea ce ei spun. Eu ascult doar la viețile lor. Asta-i tot. Eu ascult doar la viețile lor. Deci, numai ceea ce eu sunt este răspuns. Numai la ceea ce eu sunt se găsește rezolvare. Nici o rugăciune de-a mea nu trece de acoperiș în afară de rugăciunea ce sunt eu. Asta e tot ce pot să răspund. Deci, în această noapte, dacă aș fi sănătos, mi-aș asuma că eu sunt. Dacă aș fi bogat, mi-aș asuma că eu sunt. Nu cere nimănui din această lume permisiunea. Dacă aș fi orice, mi-aș asuma că sunt, pentru că aș ruga în numele, în singurul nume care cu adevărat îmi răspunde. Eu doar ascult la viețile lor. Și asumția mea
nu trebuie să fie bazată pe evidența simțurilor mele. Nu trebuie să fie bazată pe argumente, pe logică. Asumția mea în acel moment în care mi-o asum va construi de fapt o minunată serie de evenimente. Și apoi eu, stând aici, voi fi mânat să merg de-a lungul acestor serii de evenimente, să merg de-a lungul acelui pod de incidente și să mă îndrept exact spre locul unde asumția mea mă conduce. Am făcut asta de nenumărate ori. Când lucrurile păreau să fie întunecate și nu puteam să mă întorc spre lumină, nu știam unde să mă întorc. Nu aveam niciun ban, nu aveam nimic din toate acestea și totuși am îndrăznit să-mi asum că eram omul care aș fi vrut să fiu și am fost acolo unde am vrut să fiu. Și lucrul ăsta m-ar fi costat o avere. Și suficient de ciudat, totul a venit de nicăieri. Nu a trebuit să bag mâna în buzunarul nimănui pentru a realiza asta. Nu am făcut nimic din care să mă rușinez. Pur și simplu s-a întâmplat. Dar când reflectăm, omul este înclinat să se ducă spre ceea ce știa în trecut, să creadă că oricum s-ar fi întâmplat acest lucru. Iar acela este momentul când te întorci spre celălalt Dumnezeu și uiți de Dumnezeul lui Israel. Omul trebuie întotdeauna să-și aducă aminte de Dumnezeul lui Israel. Și Dumnezeul lui Israel este chiar minunata ta imaginație umană. Acela este Dumnezeul lui Israel. Acela este Dumnezeul care a creat întreaga lume și care a adus-o în existență și care o susține. Niciun lucru nu vine în lumea aceasta fără să aibă sprijinul propriei tale imaginații, propriului tău act imaginativ. Nu rămâne nimic în această lume fără un astfel de sprijin. Și când nu mai primește acel sprijin, dispare ca și când n-ar fi fost niciodată prezent. Acesta este Dumnezeul despre care vorbesc. Acesta este Dumnezeul lui Israel, propria ta imaginație umană, despre care vorbesc ca eu sunt. Acesta este Dumnezeu. Începi în această noapte pentru că ești încurajat să o faci. Du-te înapoi la cartea Exodului. Este puterea absolută. Încearcă. Ziua în care vei fi condus spre o serie întreagă de evenimente, va veni și vei fi condus direct spre îndeplinirea dorinței tale. Și îl vei găsi să fie acolo pe Dumnezeu al iubirii. Nu numai Dumnezeul iubirii, ci chiar Tatăl. Deci Dumnezeu trebuie să-ți dea ție, la final,
să se dea pe el însuși, pentru ca tu să primești slava, pentru ca el să primească slava, deoarece el nu poate primi slava de la nimeni decât de la el însuși, în afară de el însuși. Deci pentru a primi slava de la tine, el trebuie să-ți o dea ție mai întâi, să se dea pe el însuși ție. Iar el este un tată, deci el se dă pe sine ție ca și tată și făcând asta, el ți-l dă ție pe fiul său. Apoi tu îl vezi pe fiul său și fiul său te numește pe tine tată. Și tu știi asta. Nu este niciun dubiu în mintea ta în ceea ce privește că e el. El este fiul tău. Tu te uiți în fața lui cerească și știi că tu ești tatăl lui și el este fiul tău. Și apoi toată drama se sfârșește. Dar moștenirea care este chiar Dumnezeu însuși nu poate fi actualizată sau este cel puțin este cel puțin nu în totalitate realizată de tine, cel care a avut experiența, atâta timp cât tu încă mai porți haina trupului. Acesta este vălul uitării, aceasta este amnezia. Această mică haină, amnezia completă, când tu pășești în lumea aceasta și îți asumi limitările acestei haine a trupului. Deci când joci acest rol și apoi auzi aceste lucruri de la cei care au fost trimiși în lume pentru a spune înțelesul real al numelui lui Dumnezeu și puterea numelui lui. Iei această informație și o folosești. Dacă aceasta demonstrează eficacitate, oare chiar contează ce cred alții? Oare ce știm pe lumea asta mai bine și mai intens decât ceea ce am experimentat deja? Știm oare altceva în lumea asta mai puternic decât ceea ce am experimentat? Deci dacă am experimentat, oare chiar contează ceea ce cineva din lumea asta mi-ar spune? Vă voi spune vouă. Voi nu ați experimentat-o, căci altfel nu mi-ați putea spune că e greșit. Dacă ați experimentat-o, ați fi de acord cu mine. Deci, mă gândesc că n-ați experimentat-o. Așteptați. O veți experimenta. După ce un om l-a experimentat pe Dumnezeu, nu mai contează cu adevărat ce îi spune lumea despre existența lui Dumnezeu. Nu mai contează dacă cineva îi spune că nu există Dumnezeu. Mulți dintre ei spun că nu există Dumnezeu. Și chiar nu contează. Tu mergi pe nevăzute știind prima dată
că vei găsi puterea din el. Asta se întâmplă când îl găsești prima dată. Și când ei îl găsesc pe el ca putere, prima dată, îl vor folosi și îl vor folosi greșit. Și pe măsură ce îl folosesc greșit, cine îl folosește greșit pe el? De fapt, Dumnezeu se folosește greșit pe el. El își folosește greșit propriul nume. El învârtoșează inima faraonului și apoi omoară primii născuți. Într-o singură noapte, ei toți mor. Lăcustele vin și devorează tot pământul. Fiecare ciumă, una după alta, este folosirea puterii. Dar în acest mod, un mod ciudat de a-l folosi greșit. Ei bine, asta e în regulă. Ești invitat să-l folosești și să-l folosești greșit. Apoi vine durerea și el te pune în cuptor. Iată, te-am pus în cuptor din dragoste pentru mine, din dragoste pentru mine vreau să lucrez, căci cum ar putea fi hulit numele meu? Nu voi da altuia slava mea. Isaia 48:10. Deci, el trebuie să mă aducă pe mine în acea stare care este exact ca el însuși, înainte ca el să poată să-mi dea slava lui, pentru ca eu să pot să reflectez gloria lui. Nu este cu putință ca el să-mi dea acest lucru până când eu nu devin una cu el. El mă duce în toate aceste, mă trece prin toate aceste cuptoare până când, într-un final, eu devin acel aur topit și pot să fiu topit în imaginea lui. Într-o clipită, acel aur topit ia imaginea lui și apoi tu te ridici direct în cer cu Dumnezeu Tatăl pe vecie și pentru totdeauna. Pot să împart acest lucru cu voi. Nu vă pot convinge prin cuvinte. Pot doar să vă spun că începe cu prima revelație a numelui și că prima revelație este puterea. Puterea nemiloasă, puterea absolută, aceea este puterea. El este numit Dumnezeul Războinic și acesta este numele Lui. Dar după ce ai trecut de acest lucru și vezi cu ochii tăi și o folosești nemilos, vei ieși din ea. Și o să o folosești la un nivel mult mai înalt și apoi la un nivel și mai înalt, până când, în sfârșit, atingi cel mai înalt nivel, iar acela este nivelul dragostei, unde Dumnezeu este dragostea infinită. Și îngăduiem să-ți spun, nu există putere în lumea aceasta comparabilă cu dragostea. Vorbim de această putere la acest nivel, dar dragostea este mai presus de orice. Aceasta este măreția tuturor lucrurilor. Aceasta este mai presus de toate, pentru că dragostea
este finalitatea lui Dumnezeu. Deci, diseară, ia acest nume minunat și folosește-l. Nu te va dezamăgi. Îți promit, nu te va dezamăgi. Doar eu sunt. Uită ceea ce ai făcut în această lume, uită ceea ce oamenii cred că ești, uită toate acele etichetări pe care oamenii ți le-au pus. Deci lasă totul și pur și simplu ocupă-l pe eu sunt. Repetă-ți în gând, încet, fără niciun sunet auditiv. Repetă doar, eu sunt. Vei fi uimit de ceea ce se întâmplă. Doar eu sunt. Apoi, în acel eu sunt, îmbracă-l cu dorința ta îndeplinită. Doar încearcă. Îți spun asta pentru că eu am experimentat-o. Asta nu e nicio teorie, nu e nicio speculație, este experiență pură. Vine în asemenea manieră și în ultima stare de fericire. Nu pot să spun nimănui în cuvinte cum este să atingi o stare unde nu există nimic altceva în afară de eu sunt. Tu ești o ființă infinită, o ființă plină de viață, o lumină lichidă. Nu există lume, nu există oameni, nu există nimic. Doar eu sunt. Este o stare peste orice altă cale pe care omul ar putea să o descrie în cuvinte. Și așa, tu și cu mine, separați cum am părea, în acea stare, noi suntem unul. Deci dacă tu îi porți numele, așa cum ni se spune, nu opri, ci adun fiii din țările îndepărtate și fiicele de la marginea pământului, pe toți cei ce poartă numele meu și pe care i-am făcut spre slava mea, pe care i-am înlocuit și i-am alcătuit, ni se spune în Isaia 43:6. Nu sunteți voi chemați de numele Lui? Înainte de a spune ceva în lumea asta, tu spui, eu sunt, nu-i așa? Ei bine, acesta este numele. Cheamă-mi fiicele de la marginea pământului și fiii din țările îndepărtate, pe toți cei ce poartă numele meu. Ei bine, suntem chemați după numele Lui, pentru că eu sunt. Tu poți spune, eu sunt. Dacă tu la început nu ești conștient de existență, atunci tu nu poți fi conștient de existența a nimic. Trebuie să fii mai întâi conștient de existență, spunând eu sunt. Cheamă-mi toate fiicele, toți fiii care sunt chemați de numele meu și spune-le că eu sunt singurul mântuitor. În afară de mine nu este alt mântuitor. El îi cheamă pe toți și se dă pe sine celor chemați. Dar în noaptea asta, dacă ești în căutarea unui loc de muncă mai bun sau a unui loc de muncă sau vrei să faci o schimbare în lumea socială sau în lumea fizică sau orice ar fi, începe
cu puterea absolută a lui Dumnezeu care este Eu sunt. Și apoi Dumnezeu poate să invoce orice în această lume. Toate lucrurile sunt posibile lui Dumnezeu. Apoi îndrăznește să-ți asumi ceea ce Eu sunt. Și numești tu continuarea. În timp ce numești, ceea ce numești este cel ce. Și apoi adaugi din nou, Eu sunt. Așa cum ni se spune, Eu sunt cel ce sunt, pur și simplu spui aceste lucruri. Eu sunt cel ce sunt. Când mergem spre ceea ce ne dorim, pur și simplu spunem, Eu sunt, m-a trimis la voi. Asta e tot ce trebuie să spui. Unii vor crede, alții nu vor crede. Asta este tot ce trebuie să spui. Doar spune, Eu sunt, m-a trimis la voi, căci acesta este numele meu în veci, în toate generațiile. Deci în noaptea asta, pur și simplu asumă-ți că Eu sunt și apoi numești ceea ce ești. Din minutul în care ai numit, tu pui valoare asupra afirmației. Și apoi afirm din nou, Eu sunt. Tu spui, Eu sunt sănătos. Cuvântul sănătos devine cel ce în propoziție. Eu sunt. Eu sunt bogat, Eu sunt. Eu sunt angajat, complet angajat, Eu sunt. Această propoziție în mijloc, complet angajat, devine cel ce în propoziție. Eu sunt și afirm ce. Aici o să intervin un pic pentru că vreau să se înțeleagă. Deci, în Biblie ni se spune, Eu sunt cel ce sunt. Deci, noi schimbăm acest lucru, cel ce, cu dorința noastră. Eu sunt bogat, Eu sunt. Eu sunt împlinit, Eu sunt. Eu sunt liber, Eu sunt, în care întotdeauna mijlocul reprezintă cel ce. Revin la prelegere. Apoi, adormi în acea afirmație, ca și când ar fi adevărată. Și testează-L pe Dumnezeu și vezi. Așa cum ți s-a spus, vino, testează-mă și vezi. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați. Ni se spune în Corinteni 13:5. Iisus Hristos, puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Corinteni 1:24. Aceasta este puterea. Deci o încerci în noaptea asta și vezi dacă nu o să exteriorizezi în lumea ta exact ceea ce afirm ca fiind adevărat pentru tine. Să mergem acum în liniște, să intrăm în liniște, așa cum obișnuia Neville să-și încheie fiecare prelegere. Înainte de a termina, am tradus și una din
din întrebările pe care cineva i-a adresat-o lui Neville și mi s-a părut foarte, foarte importantă și o să auziți imediat întrebarea și interpretarea lui Neville. A fost o prelegere foarte lungă, dar înainte de a intra în întrebare, vreau să îmi cer oarecum iertare pentru că de data asta nu am mai scris traducerea pe caiet și am tradus-o pe loc, așa. De aceea, poate că a fost un pic mai rar, dar sper că v-a plăcut. Mie mi s-a părut fascinantă, fascinantă, efectiv, o prelegere extraordinară și îmi permit să vorbesc cu voi ca și când v-aș avea în fața mea, pentru că împărtășim aceleași convingeri și credințe și vă las să ascultați întrebarea. Întrebări. Care este semnificația exactă a promisiunii pe care frații lui Iosif i-o fac lui înainte de a pleca în Egipt? Neville răspunde, din nou, în a ține promisiunea din scriptură, toate promisiunile trebuie îndeplinite. Iosif este visătorul. Nu mă lăsa în acel sicriu. Trezește-mă! Așa cum ni se spune în capitolul 44 din Cartea Psalmilor, ridică-te! De ce să dormi, o Doamne? Nu altul, este Domnul care doarme. Este doar prototipul visătorului care este Dumnezeu. Este Dumnezeu care impune asupra lui toate aceste limitări. De fapt, tirania nu este nimic altceva decât diviziunea substanței spirituale împotriva lui. Dumnezeu devine fragmentat. Aceasta este stânca care se sparge. Acum, el adună fiecare piesă pentru a o pune înapoi. Deci când totul este adus din nou împreună, este pe departe o stâncă mult mai măreață decât a fost înainte. Deci aici împrăștiem acea putere creativă și apoi o aducem înapoi. Și fiecare aduce înapoi munca alocată lui și vine înapoi și totul devine încă o dată așa cum a fost. Este o putere mult mai mare decât a fost înainte.
Așadar, toată lumea o joacă. De aceea, când Biblia vorbește de incest, ei bine, toată lumea pe care o cunoști trebuie să fie incest. Dacă totul este Dumnezeu și tu ești Dumnezeu. Și Ruben s-a dus în patul mamei lui și el a fost judecat aspru pentru că s-a dus în patul mamei lui. Și noi vorbim de toate aceste lucruri ciudate în Scriptură. Oamenii nu înțeleg că întreaga lume ar trebui să fie. Nu există așa numită crimă cunoscută omului care să nu fie discutată în mod deschis în Scriptură. Nu avem nimic nou în lume în ceea ce privește crima. Vorbim de genocid, vorbim de a distruge un întreg oraș. Citește Scriptura. Completează ștergerea întreagă a ființei desăvârșite și a tuturor descendenților acelei ființe. Aceasta este Scriptura. Putere absolut destructivă. Și în final, se mișcă înspre ceea ce noi numim Iisus Hristos, când El îl întâlnește pe Tatăl. Aceasta este revelația Tatălui. Și când stai în prezența Tatălui, ei bine, nu o pot descrie. Niciodată nu ai cunoscut asemenea dragoste. Nu poți să descrii nici ca ecstazi. Oamenii vorbesc despre dragoste aici. E ca și când trăiești în camere separate. Să presupunem că ți-ai dori pe cineva într-un mod pasional în lumea asta și tu ai fi separat de bare de oțel și nu ai putea nici măcar să-l atingi pe celălalt. Ei bine, asta este chiar mai la distanță. Acest lucru numit dragostea lui Dumnezeu, nu poți concepe intimitatea acestei dragoste. Tu devii una cu dragostea infinită și este un extaz peste cele mai sălbatice visuri ale omului. Și asta este dragostea. Finalul este dragostea. Deci, întreaga lume împrăștiată este adusă una câte una mai aproape. Vă voi strânge unul câte unul oamenii lui Israel. Tu nu ești adunat în două sau în mai multe grupuri, ci unul câte unul. Și când ești chemat în prezența iubirii infinite, tu stai în prezența omului și aici este dragostea și dragostea te îmbrățișează pe tine. Și apoi tu știi pentru prima dată în eternitate ce înseamnă dragostea cu adevărat și ești acolo pentru eternitate. Până mâine, după ce întreaga dramă s-a terminat, o nouă piesă este scrisă și o nouă fragmentare pentru o expansiune și mai mare a lui Dumnezeu. Am revenit totuși cu o explicație, pentru că este mult prea importantă această prelegere pentru a o lăsa așa în aer, având în vedere că stilul lui Neville era un pic mai de neînțeles și având în vedere că modul de exprimare era un pic mai greu în anii aceia, astfel încât aș vrea așa să fac un scurt rezumat pentru cei care încă mai, care mai au o fărâmă de răbdare.
Deci, acest nume al lui Dumnezeu, Eu Sunt, ni se arată încă de la bun început. Și cu toții l-am descoperit, poate fără să ne dăm seama, și cu toții l-am folosit într-o manieră bună sau mai puțin bună, așa cum Neville ne spune că la început Dumnezeu ne arată în cuvântul Eu Sunt puterea absolută, pentru că acolo, în acele cuvinte Eu Sunt, se află puterea. Depinde doar de noi în ce scop o folosim. În cartea Exodului, Moise a folosit-o, da, prin Dumnezeu, într-o manieră nemiloasă, plină de lipsită de iubire, prin faptul că i-a arătat faraonului toată puterea aceea brută și a omorât copiii, a adus insectele care au invadat ținutul, a adus ciuma peste întreg poporul și așa mai departe. Dar Dumnezeu în primă fază ne arată acea putere extraordinară a cuvintelor Eu Sunt, pe care noi toți o folosim. Și eu am folosit-o fără să fiu conștientă de ea. Fie că am folosit-o în folosul meu, spunând poate că eu sunt o persoană norocoasă, sunt o persoană sensibilă, sunt o persoană bună, sunt o persoană miloasă și așa mai departe, fie că am folosit-o în detrimentul meu, de cele mai multe ori spunând eu nu sunt cu nimic specială, eu sunt nu știu dacă săracă, nu neapărat din punctul ăsta de vedere, dar ați înțeles ideea. În momentul în care devii, în schimb, conștient de puterea cuvintelor, aceste cuvinte, în funcție de continuarea pe care tu o alegi, aceste cuvinte nu fac decât să te ducă, de fapt, către scopul final al lui Dumnezeu. Și acela este puterea infinită. Pentru că Dumnezeu începe ca putere, dar scopul lui este să te ducă către dragoste infinită, către dragoste necondiționată. Și în momentul în care tu devii conștient de puterea aceasta pe care ți-a dat-o Dumnezeu, ai posibilitatea de a alege spre ce vrei să te îndrepți. Vrei să te îndrepți spre dragoste infinită? Atunci vei completa întotdeauna afirmația Eu Sunt cu ceva benefic, cu ceva care să conțină iubirea, cu ceva care să fie benefic atât pentru tine cât și pentru cei din jurul tău. Este o lecție atât de frumoasă și atât de importantă. Și aici Neville vorbește cumva și de conceptul că toți ceilalți oameni sunt oglindirea noastră și că noi atunci când vrem să schimbăm o situație, nu trebuie să-i schimbăm pe ei, ci doar pe noi înșine, folosind corect numele lui Dumnezeu, Eu Sunt. Este, repet, cred că una dintre cele mai importante prelegeri, o prelegere de bază și acum chiar vă las pentru că este un filmuleț imens și mi-ar plăcea să-mi lăsați impresiile dumneavoastră în comentarii, să-mi spuneți ce ați înțeles. Poate, pentru că observ că cu cât citesc mai mult același lucru, cu atât interpretez diferit sau văd lucrurile într-o lumină mai clară și poate că ar fi frumos să ne ajutăm unii pe alții
în analiza acestor prelegeri minunate pe care voi încerca să le traduc. Durează, mi-a timp, dar recunosc că mă ajută foarte mult și pe mine în dezvoltarea mea spirituală, pentru că îmi focalizez mult mai mult atenția asupra cuvintelor atunci când le traduc. Așadar, aștept comentariile dumneavoastră, aștept să analizăm, nu, să facem un pic de analiză pe text și vă aștept la următorul filmuleț. Pace în suflet!